Nu e vorba așadar de faptul că aș avea o altă treabă, sau că mi-aș găsi un pretext, sau că aș fi ocupat, sau că, așa cum văd că înțeleg unii, nu aș dori să vin la muncă. Citez, oricât ar fi de jenant. Ci este vorba de faptul că e un moment politic și un gest politic. Domnul Traian Băsescu, după ce că este ilegitim, este și descalificat în ceea ce înseamnă obligațiile sale legate de politica externă față de această țară. Episodul Schengen, despre care atât am discutat cu toți în ultima vreme, ne-a arătat un președinte care, în loc să facă toate eforturile pentru a maximiza șansele țării sale, n-a făcut decât să transforme subiectul într-unul de polemică politică internă. Traian Băsescu a insultat Parlamentul ca instituție în repetate rânduri, când a avut atitudinea pe care o cunoașteți din poziția de președinte al României față de niște forțe politice, față de Uniunea Social-Liberală sau față de Partidul Național Liberal, ca să mă refer numai la el, nu avem de ce să-l tratăm, să-i conferim o legitimitate și să ascultăm din nou lecții ipocrite despre politica externă